Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Începem acest an sub semnul vaccinului. V-ați decis? Vă vaccinați or ba? Asta este întrebarea pe care practic o auzim în fiecare zi în mediul public, dar și în rândul oamenilor care nu au a face cu specialități legate de acest subiect. Ne poate salva vaccinul care a fost autorizat de curând, vaccinul pe care îl consideră unii ca fiind practic panaceul atunci când vorbim despre COVID-19, alții dimpotrivă sunt circumspecți atunci când vine vorba de această campanie, susținând că din diverse motive ar fi mai bine să nu ne vaccinăm. Sigur, toate intră în sfera speculațiilor, toate intră în sfera acestor lucruri care ne caracterizează pe noi români. Unii spun, am auzit de fapt tot felul de lucruri. Suntem un popor în care Raed Arafat a trebuit să iasă public și să ne lămurească cu ghilimelele de rigoare că prin intermediul acelei termoscanări nu ni se bagă un chip în creier. Erau mulți dintre români care credeau că atunci când li se ia temperatura, ori de câte ori intră în supermarket, ar putea să le fie implantat, citez, câte un chip în creier. Acum cu vaccinul sunt alte speculații, unele dintre ele, sigur, de luat în seamă, altele de-a dreptul ridicole. România s-a împărțit în două. Există un număr important de specialiști care ne îndeamnă să ne vaccinăm. Există și mulți oameni care însă sunt rezervați. În această după-amiază, în studioul Mondo TV, și îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația, ținând cont de volumul mare de lucru pe care îl are doamna doctor Monica Ciugulea de la departamentul UPU Zmurd. Nu înțeleg de ce este departament, dar asta este o cu totul și cu totul altă discuție, în condițiile în care UPU Zmurd este cel mai aglomerat loc din toate spitalele Văijiului. Bine ați venit, la mulți ani! Bine v-am găsit, la mulți ani! Cum a fost această perioadă în UPU Zmurd de aproape un an de zile? Aglomerat. Foarte aglomerat. Pentru că pe lângă pacienții cu suspiciune de infecție SARS-CoV-2 sau chiar pacienții pozitivi confirmați cu SARS-CoV-2, au fost și pacienții normali. Iar noi am fost puțini și atunci s-a resimțit asupra timpului de așteptare al oamenilor. Dar până la urmă, cred că am făcut față cu brio. Ce a fost cel mai complicat în această perioadă de la momentul declarării pandemiei? Numărul mare de oameni care au venit la urgență și cu simptome ușoare și cu simptome mai grave. Oameni care au venit, clienții fideli ai urgenței. Iar această pandemie s-a suprapus peste o urgență și așa aglomerată și am avut mult de tras și încă n-am trecut peste. Practic a fost foarte complicat și pentru că era vorba de un dușman nou, necunoscut, cu manifestări dintre cele mai diferite. Da, da, asta este iarăși un lucru foarte important. Foarte, foarte multe variații ale acestui virus. Adică oameni care, practic, cel puțin în ultima perioadă am observat, veneau doar pentru că sunt astenici sau doar pentru că nu aveau poftă de mâncare, sau pentru că au slăbit în greutate, sau care până la urmă s-au dovedit a fi infectați cu SARS-CoV-2. Deci pe lângă cei tipici, fără gust, fără miros, cu lipsă de aer, cu simptome ca de o viroză, gen să curgă nasul sau să te usture gâtul sau tușesc, au apărut apoi forma cu manifestările gastrointestinale, cei cu diaree, cu greață, cu vărsătură. Deci foarte polimorfă cazuistica. Dincolo de toate aceste lucruri, sigur,
La nivelul întregii Văiajiului a existat o problemă, stăteam de vorbă și cu cei de la Vulcan și cu cei de la Lupeni, pentru că nu exista un protocol precis în primele luni, nimeni nu știa, medicii încercau, totul era pe bâșbâite, nu că acum s-ar fi clarificat foarte mult lucrurile, dar erai pus în fața unei necunoscute. Din punct de vedere al terapiei, poate să zicem că până când nimeni n-a știut despre ce e vorba. Pentru că de la început noi am avut niște criterii de definiție care tot timpul se actualizau pe INSP. Și în funcție de acele criterii, tu recoltai respectivul pacient. Adică dacă prezenta febră, dacă prezenta tuse, dacă era contact și era simptomatic. Deci tot timpul am avut o definiție de caz pe baza cărei am lucrat. Ca și terapie, nu există nici în momentul de față o terapie specifică. Practic, este monitorizat pacientul până la momentul în care lucrurile se agravează, pentru că mulți dintre cei care ne privesc s-au tratat acasă. Poate unii au trecut prin această boală fără să știe. Da, pot să fie asimptomatici și nu știu despre ce. Pur și simplu au luat boala, sistemul lor imunitar și-a făcut treaba, ei au fost asimptomatici, dar în același timp au dat la alții, pentru că n-au știut că sunt și nu și-au protejat familia și au dat la alții. Asta este una din variantele cum s-au răspândit. Este foarte important de precizat acest lucru. Un pacient asimptomatic poate foarte ușor să transmită boala. Dacă el este asimptomatic, nu înseamnă că nu transmite virusul. Nu. Poate să transmită virusul. Atât cel asimptomatic, cât și cel simptomatic. S-a vorbit mereu de persoane cu un grad mai mare sau cu un grad mai mic de risc. Din păcate, chiar la nivelul comunității din Valea Jiului, am văzut oameni care au pierdut această luptă, deși nu aveau nicio problemă, doar datorită faptului că au ajuns ceva mai târziu decât trebuia pentru un diagnostic precis. Da, pentru că aveau deja o patologie preexistentă și patologia preexistentă care este susceptibilă să facă forme mai grave în momentul de față este reprezentată de cei obezi, obezitate, cei cu diabet zaharat, sexul masculin, cei cu probleme respiratorii, cardiacii. Interesant, bărbații sunt mai expuși decât femeile. Da. Iar problemele respiratorii, evident că includ o patologie amplă, pe de o parte și pulmonară și cardiacă. Da, și având în vedere că trăim în Valea Jiului, unde sunt cu patologie pulmonară, numai gândindu-ne la cei care au lucrat la mine și au rămas cu tot felul de fibroze, de BPOC și așa mai departe. Cât de mult v-au încurcat cu ghilimelele de rigoare în toată această perioadă negaționiștii, cei care nu credeau în existența virusului, cei care împrăștiau în mediul online mai ales opinii de foarte multe ori neacreditate, și, bineînțeles, cei care nu aveau încredere că venind la spital se pot însănătoși. Deci noi trebuie să fim conștienți, să știm ce citim, să filtrăm informațiile care ne bombardează zilnic și pe Facebook și pe televiziune, să pur și simplu să vedem care are bază științifică, nu tot ce citim este real și adevărat. Din păcate, în online, neexistând o sortare, neexistând un filtru, ajung de foarte multe ori informații care nu au a face cu realitatea și dintr-o direcție și dintr-alta. Pentru că, repet, România este împărțită în două la acest moment. Am văzut, mai ales în ultima perioadă, oameni jignind în mod gratuit personalul medical. Eu am trecut prin această experiență, infecția cu noul coronavirus. În prima jumătate a cantonamentului, cu ghilimelele de rigoare, am stat acasă. În cea de-a doua jumătate am fost internat la Spitalul Municipal din Lupeni, fiind un spital suport COVID, sub atenta monitorizare a unor oameni excepționali, însă acolo fiind, erau oameni care îmi spuneau, dar tu crezi în acest virus? În fapt, n-ai nimic. Încercau unii din afara spitalului să mă lămurească că nu am nimic, iar eu aveam urme de pneumonie pulmonară. Adică eram
tratat cu antibiotic și cu un antiviral dintre cele contestate în spațiul public. S-a scris foarte mult și de multe ori de către oameni care nu au nimic a face. Repet, medicii au fost jigniți. Gândiți-vă că acești oameni de un an de zile lucrează într-un echipament pe care eu nu l-aș suporta nici măcar două ceasuri, se expun și dumneavoastră sunteți una dintre victimele medicale acestui virus, noul coronavirus. Sunt oameni care practic și-au expus familiile care au rămas, nu aș folosi în linia întâi, pentru că este un termen deja uzat și ridiculizat. Au rămas în slujba celor care din inconștiență, din neșansă s-au infectat. Pentru asta eu cred că se cade să le mulțumim și dacă nu le mulțumim, măcar să nu ponegrim această breaslă față de care am fost atât de nedrepți de-a lungul timpului și pe care evident că nu știm să-i prețuim decât la momentul în care suntem lați în fața domniilor lor. Și au fost cazuri că nici atunci. Cu atât mai mult. Cum ați trecut prin această experiență? Cred că vă așteptați la un moment dat. Da, mă așteptam. Eu speram totuși să pot să o amân până când iese vaccinul, dar se pare că n-am avut noroc cu acesta. Dar forma pe care am făcut-o eu a fost o formă ușoară, adică nu a necesitat spitalizare. Am putut să mă tratez acasă. La acest moment sunt sigur că se uită la noi mulți oameni care încă nu știu când să apeleze la medic, pentru că noi românii, și știți mai bine decât mine, nu mergem să ne facem analizele, să ne investigăm, pentru că, citez, bă, cine știe ce-o mai găsi doctorul? Cine știe ce-o mai avea? Care sunt semnele imediate care trebuie să ne trimită înspre spital? Sfatul meu, că la cel mai mic semn de infecție COVID, și acum toată lumea știe că se uită și spune peste tot, că nu avem gust, că nu avem miros, că tușim, că facem febră, că avem acea lipsă de aer, putem avea și greață și vărsături, deci sunt niște simptome care le știm cu toții de aproape un an de zile, care în momentul în care apar ar trebui totuși să mergem la spital sau să ne anunțăm medicul de familie și să ne testăm prin ajutorul ambulanței la domiciliu. Important este să ne testăm, să știm că suntem infectați, să ne putem proteja pe noi și pe cei din jurul nostru, să ne putem trata, să fim luați în evidență de către medicul de familie. Pentru că este o boală care astăzi ești bine și mâine poate nu mai ești. Deci nu te poți trata și nu este indicat să folosești Dr. Google atunci când ai o astfel de bănuială. Nu. Pentru că nu toată lumea face forme moderate, grave, severe, care necesită internare. Și formele ușoare pot fi tratate acasă, dar trebuie medicul de familie să știe și cum mi s-a întâmplat mie. Am fost sunată zilnic de către medicul de familie, ți-ai luat temperatura, cât e saturația, deci sunt niște lucruri pe care le putem face și acasă. Nu trebuie neapărat să fim internați. Mersul la spital nu este echivalent cu internare. Mersul la spital, ni se face o evaluare de bază, un computer tomograf sau o radiografie, un set de analize, în funcție de care putem să știm, suntem testați. Și în funcție de asta, mai departe, ne monitorizăm evoluția bolii. Ori internați la spital dacă îndeplinim anumite criterii și forma de boală este mai gravă, ori la domiciliu prin intermediul medicului de familie. Ați atins un punct foarte important, testarea. Există aceste teste care se pot achiziționa de pe internet sau din anumite farmacii pe care oamenii și le fac și trag niște concluzii. În fapt, cât de concludente sunt? Păi, mai nou sunt acele teste pe bază de antigen, care au fost introduse și la nivel de urgență și la nivel de în raportarea zilnică. Practic, acolo vom ajunge doar la ele, pe viitor, probabil. Ele, dacă sunt în primele, eu știu, până la 7 zile de la expunere, au undeva, dacă sunt pozitive, o specificitate de peste 90%.
Dacă sunt negative, specificitatea este undeva pe la 60 și ceva la sută. Deci, dacă... deci se poate întâmpla să fii pozitiv, deci dacă ești pozitiv pe testul de antigen, în proporție de 90% ești pozitiv pe PCR, iar dacă ești negativ pe testul de antigen, poți fi pozitiv pe testul PCR, pentru că specificitatea este doar 60%. Așadar, până la urmă, ca și linie de căpătâi, rămâne testul acest PCR. Test PCR. Deci omul are bănuieli, vine la spital, îi se face un set de analize, îi se face un computer tomograf sau o radiografie pulmonară. Da, și este testat. Și este trimis la domiciliu evaluat. Până când în izolare, până vine rezultatul testului și trebuie să-și anunțe medicul de familie. Care este explicația că un om cu saturații bune, cu o stare bună, în 10, 12, 16 ore practic poate să piardă lupta? Ce generează această evoluție atât de abruptă? Deci virusul este polimorf, că nu-l cunoaștem foarte bine. Poate afecta sistemul nostru imunitar într-un anume fel încât noi încercăm să luptăm și de asemenea ne facem rău nouă, nu știu cum să vă explic. Deci pe lângă faptul că virusul ne afectează și sistemul nostru imunitar, încercând să omoare acest virus, ne poate face rău și apare acea furtună citochinică care te poate destabiliza și dintr-un tânăr de 30 de ani cu o saturație de 90% astăzi poți să ajungi în câteva zile să fii intubat pe ATI. De asta e foarte important, chiar dacă stăm acasă cu o formă ușoară în fazele inițiale, trebuie să fim monitorizați. Monitorizarea prin temperatură. De familie, prin temperatură, prin saturație. Și cu acel pulsoximetru. Pulsoximetru pe care ți-l pui pe deget. Da. Care e foarte important, că am auzit mulți oameni. Noi acum nu vorbim în termeni tehnici. Poate întrebările pe care eu vi le adresez par banale, însă e foarte important să îi lămurim pe cei oameni din fața micului ecran, pentru că îmi spun zilnic oameni care știu că am trecut prin această boală sau care au impresia că sunt mai bine informat decât domniile lor: domnule, eu îmi măsor zilnic oxigenul și am 95, 98, 99%, asta înseamnă că nu sunt infectat. Are vreo legătură? Nu neapărat, nu. Nu. Deci nu este un criteriu saturația dacă suntem sau nu infectați. Nu. Temperatura de când trebuie să ne îngrijoreze? Păi după ce trecem de 37 cu 7 ar trebui să ne punem un semn de întrebare. Nu e obligatoriu că dacă avem 37 cu 7 avem COVID. Deci să ne înțelegem. Sunt mai multe. Deci tușim, avem febră, avem lipsă de aer, n-avem gust, n-avem miros. Deci există un complex. Da, da. Suntem obosiți, nu avem poftă de mâncare. Au apărut și aceste manifestări gastro, da, așa cum le spuneați, care pot ridica probleme, durerile de cap. Da. Eu, de exemplu, la mine a debutat cu durere de cap. Și ulterior mi-am pierdut gustul, mirosul, s-a înfundat nasul și au durut mușchii și așa mai departe. A apărut vaccinul, au apărut și controversele. Practic, de dimineața până seara în România este tot o dezbatere. În stradă, în cafenea, pe micile ecrane. Eu nu mă uit la televizor, nu mă uit. Iar ce citesc, informații citesc pe net și doar informații din surse oficiale. Site-uri specializate. Da. Deci n-aș ști să vă spun exact ce și cum stă cu... Ce pot să vă spun? Vă spun eu, dumneavoastră, spuneți-mi din punct de vedere al specialistului, că asta cu zvonoteca o stăpânim noi foarte bine. Deci dumneavoastră v-ați vaccinat, sunteți unul dintre primii medici care v-ați vaccinat. Nu, chiar la început am așteptat să treacă aproximativ o lună de la infecție și m-am vaccinat. Spuneți-mi unde vă situați, vaccinându-vă sigur în tabăra pro. Există mulți colegi ai dumneavoastră care au semne de întrebare. În fapt, ce este acest vaccin? Deci, ce au făcut cercetătorii? Cum se elaborează un vaccin? Sunt două proceduri, una standard și una accelerată. Aia standard conține, ca și cea accelerată, sunt mai multe etape, cum să vă zic. Prima etapă, cu analiza preclinică, faza 1 cu studiu pe câteva zeci de oameni, faza 2 cu studiu pe sute de oameni, faza 3 mii de oameni, apoi vine evaluarea și autorizarea de introducere pe piața vaccinului și de-abia apoi producerea și distribuirea.
Deci, în mod normal, un vaccin se face în vreo 3 ani. Ce s-a întâmplat acum? S-a făcut în 10 luni, mai puțin de aici un an. Aici este una din întrebări. Cum s-a întâmplat? S-a făcut un proces accelerat. Adică, unele etape s-au derulat în paralel. Toți banii s-au dat odată. Toate resursele s-au alocat de la început. Deci nu pe ani, cum se făcea până acum. Iar nu s-a făcut pauză între etape. Deci toate aceste etape ale vaccinării. A fost o cum să vă spun, ceva titanic, colosal de resurse, de, și financiare, și de oameni, și de voluntari, și de cercetători. Înțeleg ca să că, încerce să... Iertați-mă că vă deranjez întrerupându-vă, înțeleg că specialiști din mai multe state care până acum erau concurenți, lucrau într-un mediu ceva concurențial, de genul ăsta, au lucrat în echipă. La odată și cu tot și-au pus toate resursele la comun ca să poată să facă, să scoată, iar... cum să vă zic, metodologia, adică acest de extragere a RNA-ului mesager, este nu de acum, de 10 ani lucrează cercetătorii la această tehnică. Deci nu e nouă, tehnica este de mult. RNA-ul iar, mesager. Da, vaccinurile sunt evaluate după două criterii, adică criteriul de siguranță și criteriul de eficacitate. Ce înseamnă asta? Siguranță, că nu produc efecte adverse semnificative, și de eficacitate, că ne protejează pe noi de o îmbolnăvire. Iar acest vaccin a trecut cu brio peste aceste două criterii. Sunt semne de întrebare și vis-a-vis de faptul că producătorul nu își asumă foarte multe din posibilele efecte ale vaccinului și asta, sigur, întreține o stare de suspiciune. La niciunde, niciodată nu s-au putut, nu poate nimeni să spună cu siguranță nu o să pățești nimic. Și apa pe care o bei are contraindicații până la urmă. Pentru a-i liniști pe o parte dintre telespectatorii noștri care își fac griji vis-a-vis de faptul că nu avem măști în studiourile de televiziune, ca principiu nu se poartă. Pe de altă parte, atât eu cât și doamna doctor Ciugule am fost infectați, domnia sa este și vaccinată, iar eu cu foarte puțină vreme în urmă mi-am făcut anticorpii și sunt acolo unde trebuie. Asta pentru a nu vă neliniști că ne-am putea infecta. Dar, repet, în studiourile de televiziune, respectând o distanță considerabilă, avem fiind totul dezinfectat, nu se pune problema să purtăm măști. Pe de altă parte, doamna doctor, un om care a fost infectat este recomandat să-și mai facă vaccinul? Da, pentru că imunitatea nu, probabil, nu se știe încă, dar imunitatea nu o să țină foarte mult timp și atunci ne ajutăm sistemul imunitar introducându-ne, învățându-ne proteinele noastre să facă anticorp împotriva acestui nou coronavirus. Că practic asta se întâmplă. Ce au făcut cercetătorii? Au luat o bucată de proteină de acolo, din, nu știu, că toată lumea știe acum cum arată virusul, cu multe țepușe. Proteina spike sau proteina S. Au luat o bucățică de material genetic de acolo, l-au scos RNA-ul mesager, l-au băgat într-o vacuolă de grăsime, într-o, ca să poată să-l inoculeze, pentru că e foarte sensibil și nu stătea altfel. Și, în practic, ce face acest RNA mesager? Ne învață proteinele noastre să facem celule B, celule T pentru imunitate, că atunci când ne infectăm, ne intră în corp acest coronavirus, să putem lupta împotriva lui, să știe sistemul nostru imunitar ce să facă. Deci este recomandat, chiar dacă ai fost infectat, să îți faci vaccinul. Nu sunt, vă spun că eu m-am informat că fiind vorba de mine, să știu ce fac, mă vaccinez sau nu. Pe niciunde nu scrie că trebuie să treacă un anumit timp. Bă, niciunde nu. Dar tot felul de somități în ale geneticii, în imunitate, în virusologi și infecționiști și oameni care știu despre ce vorbesc,
spuneau că la cel puțin 28 de zile ar trebui să ne vaccinăm. Acum depinde și de forma de boală pe care am făcut-o, pentru că în urma studiilor care s-au făcut până acum, pentru că practic asta se întâmplă acum, se fac studii. Din mers. Din mers, pentru că nu avem de unde ști ce și cum. Cu cât forma de boală este mai ușoară, cu atât cantitatea de anticorp pe care o avem e mai mică. Și invers, cu cât am făcut o formă mai moderată sau severă, cu atât cantitatea de anticorpi e mai mare și ține mai mult timp. În principiu, rata de reinfectare la 90 de zile este foarte mică. Deci, practic, vreo 90 de zile ar trebui să avem anticorpi, indiferent de forma de boală pe care am făcut-o. Mai în ușoară, urma studiilor care s-au făcut severă. Până acum. Da. Evident că toate aceste studii se completează în mers. Mulți se întreabă de ce la momentul gripei spaniole, de exemplu, nu a existat o dezbatere atât de largă. Păi dacă gripa spaniolă ar fi atacat omenirea în anul 2020, eu cred că omora tot globul. Gândiți-vă că atunci nu erau avioane, deci transmiterea. Ce s-ar fi întâmplat acum dacă dinspre China și înspre China nu ar fi călătorit nimeni? Ce s-ar fi, da, sau acum cum a fost cu Ebola în 2014. Ei. Din cauza faptului că ne mișcăm foarte mult de pe un continent pe altul, ne-am dezvoltat, avem, circulăm. Sigur, nu poate fi comparat ce se întâmplă acum cu ce se întâmpla la momentul gripei spaniole, pentru că acum există o dinamică mult mai mare. Oamenii circulă, oamenii ies, socializează. La momentul gripei spaniole era foarte greu să ajungi dintr-un sat în altul, nu dintr-un stat în altul, nu de pe un continent pe altul. Practic, acum virusul, indiferent de cine a fost generat, indiferent ce s-a întâmplat în laboratoarele din Wuhan, în mod evident omoară oameni. Unii de lângă noi, oameni respectați în societate, au existat câteva exemple în Petroșani și nu doar în Petroșani, și la Vulcan și la Lupen. Tocmai pentru asta trebuie să avem mare grijă. Doamna doctor a decis să se vaccineze. Eu, dacă am dat, nu sunt hotărât dacă voi face sau nu vaccinul, însă este foarte important să ne informăm și în același timp să nu dezinformăm. Și să ne informăm dezinformăm. Din surse oficiale. Foarte important. Care sunt, de fapt, sursele oficiale? Păi, de exemplu, acum despre vaccinare putem citi pe site-ul vaccinarecovidgov.ro, de site al guvernului, sau pe știroficiale.ro. Deci vaccinare-covid.gov.ro. Acum nu că aș avea mare încredere în guvern, nu în actualul guvern, în general. Sunt site-uri europene. Guvernele care au condus România după 1989. Spuneți-mi, doamna doctor, ce se întâmplă în cazul femeilor care alăptează? Sunt deja multe întrebări care vin prin intermediul mesajelor. Mulți oameni vă mulțumesc pentru că, întâlnindu-vă în urgența spitalului din Petroșani, împreună cu colegii dumneavoastră de acolo, spun că le-ați salvat viața. Sunt câteva povești emoționante care au ajuns prin intermediul mesajelor și este foarte bine că se întâmplă așa, este foarte bine să semnalăm și lucrurile bune care se întâmplă în sistemul medical, nu doar excepțiile, nu doar uscăturile care există până la urmă în fiecare pădure. După pauza publicitară vă așteptăm și telefoanele cu întrebări în direct, pentru că avem un om în care eu am mare încredere în studio și vă sfătui să aveți și dumneavoastră încredere în ceea ce spune doamna doctor Ciugulea, pentru că o face foarte documentat și argumentat. Deci, femeile care alăptează. Nu sunt studii încă. Nici gravidele, nici femeile care alăptează, nici copiii sub 16 ani. Ce s-a făcut până acum și sunt în derulare, spun că nu ar fi o contraindicație. Dar nu este nimic oficial încă, pentru că sunt încă în derulare studiile. Pentru că nu avem cum să știm efecte pe termen lung, atâta timp cât de-abia acum am început să vaccinăm. Persoanele trecute de 65 de ani indicat să se vaccineze. Da, da, ele intră în etapa a doua. Etapă care când va începe? Păi autoritățile spun că după 15 ianuarie.
Adică din această săptămână, practic, de vineri încolo. Așa spun autoritățile, eu nu știu să vă spun mai mult, tocmai ce am citit și dacă eu. Dacă spun autoritățile, avem toate motivele să ne îndoim că se va întâmpla acest lucru. Pentru că una sunt autoritățile, corpul medical reprezintă cu totul și cu totul altă tagmă. Spuneți-mi vis-a-vis de acest vaccin. Există contraindicații vis-a-vis de anumite patologii? Da, da, sunt trecute câteva contraindicații, cum ar fi cei care sunt cu HIV, cei care fac terapie cu anticorp monoclonali, dacă n-a trecut o lună de la cură, cei care sunt cu, ca la orice vaccin, cu febră mare, cu o afecțiune acută în momentul în care se face vaccinul. Este un chestionar de triaj care, dacă vreți, o să vi-l dau ca să-l... ce trebuie completat de fiecare când vine atunci să-și facă vaccinul. Există cu atenție și cu precauție la cei cu anafilaxie, cu șoc, adică cu șoc anafilactic în antecedente sau cu reacții la vaccin. Cu precauție, dar se face. Dar, v-am spus, cei cu HIV, cu tratament cu anticorpi monoclonal, cu tratament cu prednison cronic, acolo se mai temporizează. Ar trebui să existe un plus de prudență. Acest șoc anafilactic, practic, omul îl face după, dacă evident este predispus. După, da, da. Există vreo analiză care să indice gradul de pericol? Nu, nu e o analiză care să ne spună dacă facem sau nu șoc anafilactic. Tot ce știm și putem întreba persoana respectivă dacă este o persoană cu teren atopic, adică cu alergii antecedente, în sensul că a făcut alergii la medicamente sau la, eu știu, orice din mediu sau la alimente sau... Deci dacă a avut înainte un vaccin antigripal și a făcut o reacție ulterior. Deci sunt niște lucruri care ne ajută să monitorizăm acea persoană în plus. Sunt oameni care și acum susțin că au dispărut toate bolile de când a apărut COVID-ul. Vă spun eu că n-au dispărut. Ei, acum am în studio un om care poate confirma sau infirma acest lucru. N-au dispărut, nu, nu. A fost o perioadă atunci la început când toată lumea era speriată și cei care erau cu patologie cronică, care se acutiza invariabil într-un fel sau altul, stăteau acasă și ajungeau de frica acestui COVID și ajungeau în ultimă fază, când practic nu prea aveai cu ce să-i mai ajuți. Dar acum, mai nou, am văzut că și-au reluat. Există o explicație, sunt întrebări care vin de la telespectatorii noștri pentru care nu se fac autopsii în această zonă a celor care au decedat în urma infectării cu COVID? Pentru că e contagios și expunerea este foarte mare. Deci, practic, sunt expuși medicii, da, da, personalul. Da, este expunere foarte mare. În Petroșani, unde se pot vaccina oamenii? Sigur, acum există acest calendar care este unul lămuritor vis-a-vis de etapele. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Probabil, etapa acum 3. Suntem în plină etapă 1, în care se vaccinează personalul medical. Ceea ce înseamnă, până când am plecat eu astăzi de la spital, era undeva la 600 de persoane vaccinate. De la începutul campaniei. Da, adică din 30 decembrie de când s-a început vaccinarea, din care aproximativ vreo 450 sunt din spital, iar restul sunt de la medici de familie, de la cabinetele medicilor de familie, personalul, asistentele, cabinete stomatologice, de la farmacii, paramedicii. Oameni care etapă au legătură, da, practic, da. Și se vaccinează, aceștia se vaccinează la spital, în policlinică. S-a amenajat un spațiu acolo unde... În policlinica, da, spitalului, da, de urgență. Da, da, doar pentru personalul, v-am spus, medical. În etapa a doua, cred că noi avem câteva imagini pe care colegii noștri le-au surprins astăzi de la centrul de vaccinare Petrila. Deocamdată nu este amenajat, dar acolo se va întâmpla, dacă etapa
a doua începe în această săptămână. Probabil că lucrurile vor fi grăbite. La FEMAVEL și de la un centru din municipiul Petroșani le veți vedea și dumneavoastră. Personalul medical și personalul de specialitate care intră în această primă tranșe se vaccinează în Policlinica Spitalului de Urgență din Petroșani. Aici avem imagini cu centrul de la Petrila. Cât durează efectul acestui vaccin și care este procedura? Cum se face? În două etape, înțeleg. Da, până în acest moment, la nivelul Uniunii Europene, sunt avizate două vaccine. Vaccinul de la Pfizer-BioNTech, care a primit avizul în 21 decembrie, și vaccinul de la Moderna, produs de aceeași companie cu același nume americană, care pe 6 ianuarie a primit avizul. De la Pfizer-BioNTech se face vaccinul, la minim 21 a zi se face rapelul, iar la Moderna la 28 a zi. Ce înseamnă rapelul? A doua parte a vaccinului. Deci, practic, vaccinul este compus din două părți. Se știe cât durează efectul după ce te-ai vaccinat, cât nu mai ai treabă? Nu se știe încă. Deocamdată nu, dar ca și, v-am spus, după o infecție cu COVID, cel puțin vreo 90 de luni, în principiu, 90 de zile, în principiu nu ar trebui să mai ai treabă. Ești liniștit. Ei zic, studiile zic că, cel puțin aseară am citit ceva din America, ce spuneau că s-ar părea că nu va trebui decât o dată pe an sau poate nici măcar atât la mai mult timp să ne vaccinăm. Acum și virusul suferă foarte multe mutații, foarte multe tulpini. Au apărut deja. Au apărut, dar să știți că am citit acum înainte de a veni de la Pfizer, spuneau că cele două nouă tulpini, una din UK și cealaltă din Africa de Sud, practic acest vaccin de la Pfizer care facem noi acum ar fi bun și pentru acele două tulpini. Pentru că practic tulpina e mamă, sunt ceva variații și aceste două variații ar fi incluse. Vom trăi și vom vedea momentan. Sunt foarte multe lucruri neclare. Practic și sistemul medical din România a fost luat prin surprindere, ca de altfel în întreaga lume. Am văzut sistemul medical din Statele Unite a dat kicks în fața acestei provocări. La fel s-a întâmplat în Spania, în Franța, în Italia, în Germania, da. Pe nepregătite. Da, pentru că nimeni nu se aștepta să fie o pandemie, practic. Nu existau proceduri foarte clare. Sunt proceduri de când cu Ebola din 2014, cel puțin la nivelul pe Statelor Unite. Proceduri, da, s-a mers. Da, s-a mers pe procedură de pandemie. Da, la început nu aveați mănuși, nu aveați măști, nu neapărat la Petroșani, în țară. Da. Păi nu ai un stoc de, dar nu te aștepți să fie, nimeni nu s-a așteptat să fie o pandemie. Nu, ne-a luat prin surprindere, dar și de asta au și rămas fără, pentru că nevoia nu a fost numai într-o anumită țară, nevoia a fost de materiale sanitare în toată lumea. Și atunci, normal că toată lumea își făcea și stocuri și își achiziționa. De-aia am rămas, sau au fost fără. Da, facem o scurtă pauză publicitară, da. Apoi revenim și vă invităm să sunați, doamnelor și domnilor, la 0254-542-222. Este un număr cu tarif normal. Vă rog, la momentul când interveniți în direct, întrebările să fie scurte, concise, pentru a avea cât mai mulți telespectatori, pentru a da posibilitatea multor oameni să adreseze întrebări la care sigur așteaptă răspunsuri. Nu vă informați din rețelele de socializare, nu luați în seamă orice rând scris. Repet, eu nu mă situez în niciuna dintre cele două tabere. Încercăm să aflăm corect care sunt implicațiile unui astfel de vaccin. Nu mi s-ar părea corect cineva să ne oblige să facem vaccinul, pentru că pe acest principiu, într-o bună zi, cineva ne-ar putea obliga să mâncăm, eu știu, un kilogram de cuie. Este foarte important fiecare să hotărască, dar să se informeze foarte, foarte atent. Publicitate și revenim. 0254-542-222. V-ați decis, vă vaccinați sau nu?
O întrebare cât se poate de simplă, o întrebare care însă necesită un răspuns în urma unei analize pe care fiecare dintre noi ar trebui să-și o facă, evident consultându-se cu specialiști. Alături de mine, doamna doctor Monica Ciugulea de la departamentul UPU SMURD al Spitalului de Urgență din Petroșani. Practic, marea majoritate a oamenilor se prezintă în urgență cu simptomatologie minoră. Așa și așa. A fost o perioadă în care au fost doar cu perioade minore. Ulterior au venit cu cazuri grele, grave, care necesitau internare. A fost o perioadă în care nici nu am avut pe unde să mai internăm, pentru că toate locurile din județ erau ocupate. Deci a fost o perioadă destul de grea. Câți dintre aceștia solicită, câți ajung prin serviciul 112 cu ambulanța la dumneavoastră, ca și proporție? Sunt suficienți, nu știu să vă dau acum exact, că nu am documentat, dar să știți că majoritatea nu au venit cu ambulanțele, au venit cu mijloace proprii. Numai cei care erau în formă grave sau cei care făceau abuz de ambulanță. Să zicem că n-avem miros și am sunat ambulanță sau mai știu eu ce. Ambulanță care acum a fost foarte solicitată în perioada. Deci dacă omul poate ajunge pe picioare, este bine să vină pe picioare. Dar nu cu mijloace de transport în comun. Foarte important de precizat acest lucru. Avem un telespectator la celălalt capăt al firului. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Sunteți amabilă. Vă sunt din Petroșani și avea două întrebări pentru doamna doctor. Eu sunt diabetică, am diabet zaharat insulinodependent, neuropatie diabetică, mă rog, neuropatie diabetică distală, mai multe complicații, adică unele ale diabetului, și soțul meu are cardiomiopatie hipertrofică non-obstructivă, o problemă cu inima, și aș vrea să știu dacă sunt cam indecisă cu vaccinul. Credeți că dacă aș face vaccinul aș fi mai în siguranță și aș vrea să vă mai întreb unde se pot face înscrierile și unde se va face vaccinarea, că nu mi este prea clar deocamdată. Bun, la prima întrebare pot să vă răspund, la a doua din păcate nu sunt în măsură. Dacă aș fi în locul dumneavoastră, având în vedere că am și complicații, adică complicații. Am comorbidități, cum e diabetul, de care am spus că este una din bolile care, din păcate, pacienții care au contactat și un virus SARS-CoV-2 și care au avut diabet, riscul de deces a crescut la ei. Deci eu m-aș vaccina în locul dumneavoastră și pe soțul l-aș vaccina. Pentru că, din ce a spus dumneavoastră, doar cardiomiopatia hipertrofică non-obstructivă nu este o contraindicație. Iar având în vedere de la a doua întrebare, probabil că veți fi informați de către autoritățile locale exact când va fi data, când va începe vaccinarea. Din câte știu eu, școala numărul 5 era cea care trebuia să, locația unde să fie, să se întâmple vaccinarea, iar programările, în principiu, cred că se vor face prin medicul de familie. Nu sunt în măsură să vă răspund la problemele organizatorice legate de etapa a doua. Etapa a doua, care, spun autoritățile, va începe pe data de 15 ianuarie. Vedeți că sunt, pe de o parte, oameni și este dreptul fiecăruia să aleagă ce va face. Foarte important, vaccinul nu este obligatoriu. Exact. Este dacă voluntar. Simțiți că nu trebuie să îl faceți, atunci nu îl faceți. Dacă simțiți că vaccinul vă poate ajuta, după ce vă informați, după ce trageți concluziile necesare, atunci oricare dintre opțiuni vă este la îndemână. Sigur, nu știu în ce măsură, dacă cineva vrea să se vaccineze, de pildă, în februarie, poate face acest lucru și nu se încadrează în această etapă a doua. Nu știu să vă răspund încă la... Deci, deocamdată, tot ce știm e că suntem în etapa întâi,
de vaccinare, urmează etapa a doua, în care sunt incluși persoanele peste 65 de ani, cei cu comorbidități, cei care lucrează în anumite domenii cheie. Și ulterior, în etapa a treia, care din câte am înțeles, tot în aprilie pe undeva ar trebui să fie. Sigur, când vorbim de domenii strategice, ar trebui să luăm în calcul, de pildă, vânzătorii din marile centre comerciale, cei care manipulează mijloacele de transport în comun. Repet, să li se dea posibilitatea, dacă aceștia nu vor să se vaccineze, este cu totul și cu totul altă discuție. Sunt deja companii, și aici mi se pare periculos ce se întâmplă, companii aviatice, care nu mai permit accesul și am citit, fără... Și exemplu, în Elveția le spunea că suntem o țară liberă, dacă dorești te vaccinezi, dacă nu dorești nu te vaccinezi, dar de asemenea și eu sunt un patron liber de restaurant, de exemplu, și dacă eu nu doresc să nu te primesc fără hârtia cu vaccin, nu te primesc fără hârtia cu vaccin. Da, și până era la urmă, o întreagă, este o constrângere. Da, o întreagă, o constrângere. Că nu ai voie să constrângi, dar până la urmă el zicea că e liber, că e restaurantul lui și e... În cele aici din e urmă, o polemică. În e... cele din urmă, dacă numărul celor care se vaccinează va fi unul foarte mic, nu își va permite nici compania aviatică și păi nici... noi, ca să putem ajunge o imunitate, la o imunitate de turmă, ca să zic așa, și ca să putem undeva la sfârșitul lui ianuarie 2021 să luăm în calcul că... să terminăm cu această pandemie, trebuie să fim vaccinați sau să fi trecut prin imunitatea naturală aproximativ 70%. Or, în istoria omenirii, chiar discutam în pauza publicitară, toate, nu știu câte toate pandemiile care au fost, nu au fost eradicate doar prin imunitate naturală, adică doar prin trecere prin boală. Au avut nevoie de vaccin. Variola, toate virusul poliomelitic și așa mai departe. Spunem din nou bună seara. Bună seara, domnul Ionuț, și bună seara, doamne doctor. Mi scrie Claudia la telefon din Petroșan, vă deranjez. Vă rog. Din păcate, soțul meu a pierdut lupta cu, din păcate, la 52 de ani cu acest virus spurcat, o să-i spun, pentru că neșansa lui, adică neșansa noastră, de fapt, noi am fost miercuri la cabina doctorului Ionaș cu data de 25 noiembrie, ne-am testat, testul acela din calcetă din nas rapid și am ieșit amândoi negativ. Soțul meu avea început să facă febră, fisoane, a chemat sâmbătă ambulanța acasă, de cei de la ambulanță au refuzat, spus, domnul Mischie, este păcat să vă luăm, că aveți testul negativ și este păcat să veniți la spital, că vă puteți îmbolnăvi. Sâmbătă noaptea foarte, foarte rău, duminică chemăm din nou ambulanța, spre neșansa lui, nu arunc un oră, îi ferească Dumnezeu. De gard era domnul doctor Negoițescu, în data de 29 noiembrie. Îi se face CT, în care domnul doctor Șinc, noaptea aceea era dusă de gardă, domnul doctor Șinc citește pe el și spune leziuni multiple, bilaterale, cu infecție COVID. Domnul doctor Negoițescu îmi trimite soțul acasă să se ia până miercuri sau până joi, până vine testul PCR, i s-a recoltat în urgență PCR-ul. Soțul meu, luni dimineață, îi se face iarăși rău, chem iarăși ambulanța, mi-l ia cu chiu cu vaile, îmi trimite doamne doctor Șin, pentru că spunea, nu avem PCR și nu putem să luăm de acasă. Și am spus, răzmi-le Dumnezeu de PCR, dacă pe CT-ul soțului meu se vede leziuni multiple, bilaterale, cu infecție COVID, vă împiedicați un PCR, veniți și luați-l. Soțul meu, miercuri, a ajuns cianotic, cu saturată 34, pe ATI la Cârbunești. În 3 ore a făcut stop cardio respirator. Eu acum am trimis doamna doctor, fără răutate, duminică seara, dacă soțul meu era trimis acasă, avea șanse. Dacă s-a văzut CT-ul, de ce a fost trimis acasă, doamna doctor? Dacă era specificat că pacienții sunt trimiși acasă pentru PCR, perfect de acord, ăsta e protocolul. Dar în momentul când pe CT se vede leziune multiplă, de ce trimiteți pacienții acasă, doamna doctor? De ce? Vă rog frumos să-mi răspundeți. O seară frumoasă. Mulțumim pentru intervenție. Condoleanțe pentru soțul dumneavoastră. Pacienții care sunt critici, îmi vine greu să cred că a fost trimis acasă, deci probabil că saturația lui în oxigen era peste 94%, iar conform protocolului se internează tot ce este sub 94% saturație. Deci dacă saturația lui era sub 94%, mi-e foarte greu să cred că doctorul Negoițescu și doctorița Șincă au trimis pacientul acasă.
Este un caz Iar rezultatul particular. antigenului putea să fie negativ și v-am spus, pentru că specificitatea lui poate să fie doar de 60%. Bun, de dar aceea fără, și fost recoltat PCR. Fără un test PCR, un om aflat într-o stare critică, poate fi internat sau nu? Da, normal. Deci da. Se poate deci nu interna. Se pune pentru că se internează ca și suspect, până când vine rezultatul și apoi este transferat către un spital suport COVID ca și confirmat. Deci nu este o regulă. Mm. Acest lucru, dacă nu ai un PCR pozitiv, nu poți fi internat, că poți să ai altceva, Doamne ferește. Normal, iar spitalele COVID internează pe bază de PCR pozitiv, deci unde sunt doar pacienți pozitivi, nu și suspecți, deci e un lucru diferit. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Ladislau din Petroșani. O întrebare aș vrea acum. În 2016 am făcut un tratament cu, am avut probleme cu Helicobacterii pylori. Repetați, vă rog. Și cu Osfamax. Repetați, vă rog, pentru că nu am înțeles ce ați spus. Deci am avut un tratament împotriva Helicobacterii pylori. Am înțeles. Da. Am făcut un Nexium și o Osfamax. Da. La cincilea zi de tratament mi s-au încărcit telpele la picioare. Eveniment care a durat 3 ani de zile. După câteva zile am avut altul șoc. Mi s-au înfundat urechile și o pocnicură puternică la nivelul capului. Ce mă sfătuiești? Ce să fac? N-am înțeles foarte bine exact ce și cum. Am înțeles că din 2016 ați luat un tratament pentru Helicobacter pylori și de atunci v-a deci cum... am avut două șocuri. Șocuri anafilactice? Deci primul șoc mi s-au încălzit cărțile la picioare, care a durat 3 ani de zile după ce am pierdut. Asta nu poate fi considerat o reacție alergică la o spalmă sau la orice care durează 3 ani de zile. Aici trebuie să fie altceva. Am făcut și tratament, vă spun. Am înțeles și pe mine, mă întrebați dacă să vă vaccinați sau ce anume? Da. Păi, dacă ați făcut șoc anafilactic? Sau ce anume, ați fost internat la spital, vi s-a umplut piela de internat. Poftim? Nu am fost internat. Nu, deci a fost probabil o altă o reacție alergică. Nu, vă puteți vaccina, dar va trebui să spuneți acolo exact ce și cum. Și să iau niște precauții speciale. Da, deci, domnul Ladislav, la momentul când mergeți să vă vaccinați, trebuie să istorisiți toate aceste lucruri. Vaccinul este făcut de către personal calificat, personal și medical este acolo, care ia în considerare practic toate aceste lucruri. Istoricul medical, ce înseamnă o reacție alergică, practic, doamna doctor? Reacțiile alergice pot să fie locale, adică o roșață, o durere la nivel local, sau pot să fie sistemice. Sistemice începând de la urticare acută generalizată până la șoc anafilactic, adică cu hipotensiune, deci care este o urgență majoră. De aceea este tot timpul un medic acolo la vaccin, de aceea stăm 15 minute, deci după ce facem vaccinul stăm 15 minute sub supraveghere, completăm un chestionar, dacă suntem cu probleme alergice sau așa, se pune flexul, avem medicație pregătită, deci nu se face deci nu este ceva, o procedură tocmai simplă. Nu, de aceea este ori un medic ateist, ori un medic de la urgență acolo în permanență și cu medicație și cu tot ce trebuie în cască. Până acum nu au fost reacții alergice severe. Practic, de exemplu, pe mine m-a durut mâna 2 zile și după aceea am pus un prișniț și asta a fost tot. M-a durut mâna? Da, local, cam după orice vaccin. Local, o zi, două, o senzație acolo de disconfort. Practic omul vine, da. Bună ziua, am venit. Îi se ia temperatura,
completează un formular. Formularul acela ce conține? Aveți unul? Am adus. Sunt... Așa, ăsta prima dată și apoi acesta, cu întrebări în funcție de... Da, aveți vreo problemă de sănătate în momentul de față? Ați avut episod febril, vă știți cu alergii, clasic, un chestionar practic de vaccinare. Da, care să știi și mai ales pe partea cu alergii, ca să știi dacă omul are teren atopic sau nu. Asta mi se pare fantastică. E aici o întrebare. Ce ne-am face noi fără astfel de întrebări? Sunteți gravidă? Aici e în regulă. Sau există șansa să rămâneți gravidă în cursul lunii următoare? Așa e formularul, da, de la... Este un formular stat, sigur, nu are nicio implicație corpul medical, dar întrebarea asta este una de reținut. Trebuie să dăm în bob, trebuie să aduceți acolo și pe... Nu, din cauza faptului că nu au fost făcute studii asupra femeilor însărcinate și având în vedere că rapelul faci la 21 zi... Asta este... Da, asta este explicația. Deci ar fi bine să nu rămâneți însărcinată în perioada în care... O lună după vaccin, ce faceți vaccinul. Cât stă omul întins? Nu stă neapărat întins. Sub supraveghere. 15 minute. 15 minute. Dacă nu se întâmplă în 15 minute, practic... În principiu nu ar trebui să mai... Puțin probabil să mai există. Dar oricum îi explicăm fiecăruia în parte dacă ceva e neregulă, ce trebuie să fac. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Vă rog! Domnul, aș vrea să fac și o întrebare la doamna doctor. Sunt din Paroșeni-Burtan, am avut COVID în luna noiembrie și de mi-am revenit cât de cât, am insuficiență venoasă, poliartrită acută, reumatism și cronică și mi-amorțesc foarte tare acum mâinile și picioarele, în general piciorul stâng și mâna dreaptă. Dar seară de seară, zi de zi, le dau cu ele așa ca cu lemnul, nu știu ce să mai fac de amorțeală. Ce pot să fac, doamna doctor? Vă luați un bilet de trimitere la medicul de familie și veniți în policlinică la neurologie. Neurologie? Probabil că ați rămas cu o polineuropatie post-virus. Vă luați un bilet de trimitere de la medicul de familie și veniți în policlinică la neurologie. Bine, doamne, vă mulțumesc frumos, să seară bună. Pentru ce? La revedere. Iată, sunt multiple probleme. Sigur, și medicii de familie în această perioadă probabil că sunt mai solicitați ca niciodată. Da. Trebuie să răspundă multor întrebări, trebuie să facă față unei situații până la urmă necunoscute și mie aici mi se pare foarte greu pentru un medic, pentru oamenii din sistemul medical, pentru că fiecare pacient poate fi altfel. Nu există o simptomatologie previzibilă. Exact, și acest virus poate să afecteze doi pacienți în două moduri diferite. Contează, că am auzit și această afirmație, cantitatea de virus pe care ai... Da, pentru că cu cât cantitatea de virus e mai mare, cu atât viremia e mai mare și cu atât forma de boală este mai gravă. Deci, până la urmă, purtați gravitatea mască, bolii... stați la un metru jumate, doi, spălați mâinile, evitați spațiile aglomerate și vaccinați-vă în plus. Asta, cu primele sunt de acord, cu ultima am rezerve, dar dumneavoastră aveți mult mai multe argumente decât mine. Avem un telespectator la celălalt capăt al firului. Bună seara! Sărut mâinile, bună seara! Burdan mă numesc. Am o întrebare pentru doamna doctor. Spuneți. Stimată doamna doctor, bolile astea infecțioase, sigur că, dar culmea lor, în ultimii zeci, sute de ani, au ajuns cu acest COVID-19. E boală infecțioasă și cred că omenirea trebuie să ține minte de azi înainte, va trăi cu asta. Dacă așa de repede, de la prima apariție până la data de astăzi, mai zilele trecute, au apărut o formă mai complexă, mai complicată de tratat și de înfruntat, mă gândesc la următoarea chestiune. Nu credeți, sigur, că ar fi fost foarte bine și ar fi, mă rog, indicat pentru viitor ca în toată Valea Jiului undeva să se facă o secție aparte de spitalele din localitățile voi de infecțioase, exclusiv infecțioase, cu terapie intensivă, numai pentru formele acestea grele,
ca noi ceilalți care avem și alte boli, nu alea, Doamne, mulțumim că suferim cu alte cele și nu cu morbiditatea asta dură, să putem primi, cum să spun, asistența dumneavoastră calificată. Atât. Mulțumesc frumos. Aveți dreptate, dar asta nu ține de mine. Adevărul este că de când cu COVID-ul, Spitalul de Boli Infecțioase tratează COVID. Și oamenii ceilalți cu altă patologie, practic, au rămas... Cu altă patologie, da, infecțioasă. Infecțioasă. Da, au rămas săraci descoperiți că... Este una din probleme. Da, este una din probleme și are dreptate domnul. Iar faptul că zice că o să ne confruntăm mult timp cu boala, eu aș fi mai optimistă un pic și aș zice că poate reușim 70% să ne vaccinăm și să câștigăm împreună cu imunitatea naturală și cu imunitatea cu vaccin și să ne putem relua viețile normale. Vieți pe undeva pe la sfârșitul lui 2021, după cum zic cei de la OMS, că poate, poate. Asta în cazul în care, evident, lucrurile vor merge așa cum trebuie. Eu știu cum trebuie, dar cum ne-am dorit, pentru că nu mai știi nimic în tot acest calvar informațional. Toată lumea are opinii și este bine că se întâmplă așa, dar și mai bine ar fi lumea să aibă opinii bazate pe argumente, bazate pe studii, bazate până la urmă pe lucruri palpabile, pentru că așa ne putem da cu părerea. Unii pro, alții contra, dacă nu există însă o autoritate în domeniu care să vină cu lucruri cât mai clare. Mie oricum mi se pare ciudat ce se întâmplă în România la acest moment. În jurul nostru, state mult mai civilizate, și prin civilizație folosesc termenul pur, nu cu ghilimele, cu un sistem medical mult mai dezvoltat, au înăsprit în ultima perioadă măsurile. Vedem că se pune problema lockdown-ului. Da, în Austria s-au prelungit până în 24 iarnă. În România e revelion continuu. Nu mai departe de ce se întâmplă. Astăzi s-au dublat. Deci o rată de pozitivare la 28%. Deci era undeva pe la 14 și s-a dublat pur și simplu. Au fost din 7.000 de teste 1.400 sau ceva de genul ăsta. Deci practic s-a dublat rata de pozitivare. Și stați să vedeți ce o să urmeze după să treacă mai câteva zile și o să resimțim efectele acestui revelion continuu. Revelion continuu am văzut numai departe, deși nu vreau să-mi ia nimeni în nume de rău, pentru că până la urmă, sigur, toți ne dorim lucrurile să se întâmple așa cum s-au întâmplat și până acum. Ce s-a întâmplat în stațiunile din România în ultimele zile? Băi, nu s-a mai respectat nimic. Ce se întâmplă în mijloacele de transport în comun? Ce se întâmplă de supermarketuri? Nu mai vorbim și aici. Normele ar trebui să fie mult mai dure. Până la urmă, doamna doctor, ce relevanță are acel termoscanner pe care ni-l pune un paznic pe mână? Nici nu ni se spune. Pe mine nu m-a lămurit nimeni. Eu am tot 36 cu 1 de câteva luni. Adică sunt relevante? Ele sunt, în principiu ar trebui să fie, că îți arată că ai temperatură. Că practic asta face. Îți spune dacă ai temperatură. Eu n-am văzut pe nimeni tors din ușa supermarketului. Dacă dumneavoastră cunoașteți pe cineva... Nu, nici eu n-am pățit. Eu bănuiesc că în unele cazuri fac economie de baterie la termoscanerele alea. Mai nou l-am văzut pe un domn tolănit la un centru comercial din zona Devei. Stătea tolănit și avea așa un ecran pus pe un trepied în care se uită. Și treceau zeci de oameni. Da, și în funcție de temperatura corpului e o anumită culoare. Cu cât și e mai așa, el. Probabil da, vedea roșu domn, dacă era febril. Era un domn cu un baston la cingătoare, adică în mod evident se ocupa de alte lucruri decât de măsuratul temperaturii. Da. Mai facem haz de necaz. Da, trăgând linie. Trebuie să fim conștienți de faptul că trebuie în continuare să respectăm distanța, distanța socială, distanța fizică, să evităm spațiile aglomerate, să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să ne dezinfectăm. Sunt lucrurile esențiale. Până la urmă, care... dezinfectatul sau spălat? Și spălat și dezinfectat. Prima dată ne spălăm prima și apoi ne dezinfectăm. De exemplu, eu când mă duc la Lidl sau la Bila sau eu știu unde Dumnezeu, am în mașină o sticluță cu dezinfectant. Primul lucru când am intrat, m-am dat cu dezinfectant pe mână.
Ajung acasă, îmi pun plasele afară, hainele în partea altă, mă spăl și uite, tot am reușit și am furat-o. Eu din momentul în care ajung acasă până în momentul în care plec am vreo 4 ore. Procedura asta mi-ar lua o jumătate de oră, o jumătate de oră. Da. N-aș mai, păi mai bine nu mai intru. Nu, deci eu lucrând și așa, cel puțin de la început, aveam un separat o cameră unde mă schimbam, intram înainte să ajung în contact cu soțul și copilul. Și până la urmă, inevitabil, oricât de mare grijă am avut, nu zic să n-avem grijă, Doamne ferește, dimpotrivă, să avem grijă, că asta ne apără. Evident. Telefoanele, ce facem cu ele? Le dezinfectăm. Le dezinfectăm cum? Eu personal îl curăț cu un tampon din acelea cu spirit sau cu dezinfectant. Deci cu spirit merge. Sau cu dezinfectant și n-am murit, n-a pățit nimic. Până acum. Da, până acum. Să vedem de acum încolo. Bună seara! Bună seara! Mirela mă numesc. Am o întrebare pentru doamna doctor. Spuneți. Am, în luna noiembrie-decembrie am fost infectată, am ajuns la dumneavoastră la spital și am fost testată și am ieșit pozitivă. Mi-ați dat un tratament cu antibiotic și am rămas cu o tuse, care e foarte enervantă tusea asta. M-a săturat și de ceaiuri și de toate alea, nu știu ce să mai iau. Va trebui să faceți o evaluare la un medic pneumolog. Da? Da. Să vă duceți la un pneumolog, să faceți o investigație, să vadă ce s-a întâmplat la nivelul plămânului dumneavoastră și să vorbiți cu un pneumolog. Dacă am avut o infecție urâtă. Da. Bine, doamna doctor, mulțumesc mult. Nu aveți pentru ce. O seară frumoasă. La fel. Acum chiar am citit că există terapii post-COVID. Făcea reclamă undeva la Băile Herculane, ceva hotel, spunea, nu știu, că 2800 de lei, 5 nopți, două persoane cu terapie respiratorie post-COVID. A zis că trebuie să mă interesez să văd și eu ce e asta, că poate... Unii dintre cei care ne privesc, majoritatea, 2800 de lei reprezintă sume pe care nu le-au avut niciodată. Da, s-a dezvoltat și o întreagă speculă acum în jurul terapiei. Da, pe asta zic. 5 nopți, 2 persoane, terapie post-COVID. Post-COVID. Terapie respiratorie post-COVID, deci nu... Până la urmă, omul este important să aibă grijă de exerciții de respirație. Cum făceam când eram în clasa întâi, pe vremea lui Ceaușescu la școală, de ne scoteau în fața școlii și ne puneau să inspirăm și să expirăm cu mâinile jos. Asta facem în fața geamului. Sau barbotăm cu paiul într-un pahar. Deci suflăm cu apă, suflăm cu paiul în paharul cu apă și ne creștem capacitatea pulmonară. Și inspirăm adânc, expirăm cu mâinile sus, inspir cu mâinile jos, expir în fața geamului, aerisim încăperea frecvent. Foarte nu dormim pe spate, acest exercițiu. Nu dormim pe spate, important. Nu dormim pe spate? Nu dormim pe spate, pentru că leziunile de la COVID sunt posterioare. Nu dormim pe spate, dormim pe o parte sau pe o burtă. Încercăm să nu. Și foarte important, nu stăm să zacem la pat. Mișcăm în jurul scaunului, în casă. Deci este foarte important să nu stăm jos. Nu, nu zăcem, nu, că este un virus care are un efect procoagulant, inflamator pe vase și pot face tot felul de complicații. Nu cădem, nu cedăm. Deci nu dormim pe spate, nu stăm pe pat. Stai, dar nu zaci la pat. Ne ridicăm. Da. Da. Și foarte important să facem aceste exerciții de respirație, care sunt foarte simple. Fie suflăm cu paiul în paharul cu apă. Fie inspirăm adânc, expirăm. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Maria din Petrila. La doamna doctor aș dori o întrebare. E aici, eu fac programările, sunt un soi de asistent în după amiază. Doamna doctor, eu dacă am două anevrisme pe creier, unul trebuie umplut, unul trebuie operat, sunt trecut pe lista de așteptare la Timișoara și un infarct cu stent la inimă, pot să fac vaccinul? Da, nu-i contraindicație. Da? Da. Dar ar trebui totuși să vă vadă un neurolog înainte. Depinde și cât de mare e anevrismul și sunt mai multe. Un neurolog înainte care să-și dea un accept și atunci... Da, da. Bine, mulțumesc. Deci prima dată la neurolog și apoi funcție de dar ce spune medicul. Cred că
la vaccin. Foarte interesant cum este transportat vaccinul. Am văzut cu mașina poliției, ca pe vremuri comorile. Totuși, vă imaginați, doamna doctor, că este unul Musk, parcă îl cheamă, nu? De vrea să colonizeze Luna, să dezvolte niște orașe Elon pe Musk. Lună. Da, așa. Da. Într-o epocă în care vorbim și ne vedem cu unul aflat în Siberia sau în Statele Unite ale Americii sau în Zanzibar, așa. Într-o lume în care chinezii au reușit să teleporteze un bob de orez, vine dintr-o dată un virus căruia omenirea nu are ce să-i facă. Ba, uite care, au scos un vaccin într-un timp record și să sperăm că... Totuși un an, noi cam... Păi v-am explicat de ce, au accelerat procesul și au scurtat perioadele dintre etape și a fost un efort colosal la nivel logistic, de resurse, de oameni de știință, de medici, de voluntari. Că practic noi nu suntem primii cărora se face acest vaccin, s-a făcut pe, v-am explicat, etapa 1, zeci de oameni, etapa 200, etapa 3, mii, zeci de mii, dar nu s-au făcut pe un an de zile, doi ani, trei ani, cât s-au pur și simplu condensat aceste etape. Toate aceste teste, da. Cei care contestă, și sigur, eu nu am intrat acum în amănunte tehnice, pentru că sunt foarte multe, unele susținute de argumente. Înțeleg că este foarte important să vezi ce se întâmplă după un an, doi, cu un organism vaccinat. Adică eu știu, dacă nu-ți mai crește o ureche glumind sau... Dar tu crezi că nu-ți faci nimic, practic îți înveți proteinele tale să producă anticorpi pentru acest virus. Nu-ți faci nimic, nu ajunge în nucleu RNA-ul mesager ăsta, ajunge la ribozom, care e, deci nu-ți modifică ADN-ul. Practic faci tu niște proteine care îți învață sistemul tău imunitar să lupte împotriva acestui virus. Spunem din nou bună seara. Să trăiți, domnul Ionuț. Domnul Ionuț, cu doamna doctor. Gata. Spuneți. Doamna doctor Sărumâna. Bună seara. La mulți ani. La mulți ani. Mă numesc Gerasim Alexandru, am 81 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte. Mulțumesc frumos. M-am internat de urgent la spitalul din Petroșani cu balonare și în corturile alea m-a găsit cu virusul ăsta. Am făcut razele respective și mi-a dat, am fost la pneumologie, la izolare, o săptămână. De acolo mă trimit la Gioagiu. La Gioagiu am stat 16 zile. Da. Viu cu o rugăminte în fața dumneavoastră. Puneți. La transportul din Gioagiu cu salvarea către Petroșani, da, la 12:01 noaptea, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că am fost într-un training, sosete și tenis, așa au fost când m-a dus cu salvarea la Petroșani. Am venit din Gioagiu, m-a lăsat pe la 1 noaptea, 1 și ceva noaptea, și dimineața m-am trezit cu genunchi amorțit sâglezile. Mi s-a suit amorțeala până la jumatea corpului și dau cu 5-6 alifii din, deci din data de 17 noiembrie și pun în prezent, numai în seara asta trebuie să fac o baie și să mă flexionez. Și ce să fac? S-o altă rugăminte. Când am venit din Gioagiu pe la sfârșitul lunii noiembrie, nu știu data precisă, am cumpărat vaccinul ăsta contra gripe. L-a făcut. Așa. Se recomandă să-l fac și ăsta COVID. Trebuie să lăsați să treacă o 4 săptămâni de la că ați făcut antigripal, în ultimele 4 săptămâni trebuie să lăsați să treacă. Și după aceea puteți să faceți. Și să aveți acum cel puțin 28 de zile de la ultima infecție cu COVID. Da, da, da. Acum, bine, ce v-aș ruga? La cine să mă adresez eu la spital? Pentru amorțeală? Cu picioarele, cu picioarele, care mi amorțesc picioarele. Diabetic sunteți? Nu. Atunci la neurologie. La neurologie? Tot la neurologie. Foarte multă lume cu fenomene de corneuropatie. Da. Până la urmă, ce înseamnă acest fenomen de neuropatie? Sunt afectați nervii și îți furnic, îți amorțesc. Dureri? Nu neapărat dureri, cât amorțeală. Și
parestezii, furnicături. Este o patologie neurologică. Da. Adică oamenii ar trebui să se adreseze. Și apare și diabet frecvent, pentru că diabetul îți afectează nervii și atunci... Diabetul, poate că în următoarele săptămâni vom reuși să stăm de vorbă și cu un diabetolog, pentru că este un ucigaș tăcut. Foarte puțini oameni știu că au, există expresia asta în popor, un pic de diabet. Nu, deci diabetul nu doare, dar te mănâncă pe dinăuntru. Și afectează că... vasele, în special vasele de la ochi și faci retinopatie și poți să ajungi la orbire, vasele de la cord și faci tot felul de tulburări de rin, vasele de la rinic de ajungi până la urmă pe dializă sau de la picioare, nu mai circulă bine sângele, nu se mai enervează, nu mai avem flux, nu mai avem inervație și ajungem și amputăm. Deci de nu știu câte ori am văzut, nu știu câți pacienți și tineri pe la 50 de ani cu gangrenă, care nu se știa, nu am nicio problemă, am nimic, când am tăiat unghia, m-am pișcat un pic, m-am lovit și ajung cu degetul negru de trebuie tăiat. Și ei cu glicemie de 500. Sau eu știu și nu se știu cu nicio boală. În analizele de sânge, în această simplă analiză pe care o faci în 2 ore, ai rezultatul. Practic, în cazul COVID se vede ceva? Da, era o limfocitopenie, adică limfocitele puține și numeric și procentual. Ai proteina C reactivă care e crescută, sunt dedimerii care sunt crescuți, sunt niște reactivi de factori care îți arată cum că ai... Acești indici inflamatorii. Da, care îți arată și practic cât în funcție de ei... criteriul de severitate de încadrare a bolii. Se completează tabloul. Cu cât îți mai mari și proteina C reactivă și dedimerii și cu atât boala probabil e mai gravă, forma moderată, severă și așa mai departe. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Epure Gheorghe, sunt din Petrila. Am urmărit, în primul rând, un călduros la mulți ani, pe anul acesta, mă scuzați. Dumneavoastră și lui doamna doctor și întregii dumneavoastră familii. Sunt din Petrila. Am urmărit emisiunea dumneavoastră și m-ar interesa dacă aici la noi în Petrila s-a deschis un centru de vaccinare. Da, se va deschide acum din 15 probabil. Colegii mei au fost astăzi acolo. Am prezentat și câteva imagini de la Petrila. Acolo la Casa de Cultură am văzut. Acolo la centrul Ladislau Schmidt, la centrul cultural Ladislau Schmidt. Da. Și trebuie să ne înscriem la doctorul de familie sau... Doctorul de familie vă va da toate amănuntele necesare. Dumneavoastră doriți să vă vaccinați? Eu doresc. N-am fost bolnav, n-am avut probleme, am fost sănătos, n-am avut treabă cu spitalul. Mulțumesc lui Dumnezeu, o viață întreagă. Mai mă doare și pe mine câte un umăr, câte un picior, că așa e vârsta asta la 60 de ani. Dar în rest n-am fost bolnav cu nimic. Foarte bine. Sănătos să fiți. Dar doresc să mă vaccinez datorită faptului că, nu, am zis și eu, mergi în mor, mai mergi în coace, mai te duci undeva, mai vin apoi, ca să nu fiu eu, că măi, ăsta e bătrân și ne-am bolnăvit, sau cum să zice la noi, așa mai se bătrânește. Mai bine să fiu în siguranță. Da. Mulțumim pentru intervenție. Vom mai lua încă 2 telefoane pentru că ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni. Cu siguranță întrebările nu sunt puține, sunt mulți oameni care au nelămuriri. În mod evident, sistemul medical din acest punct de vedere, adică nu poți să faci o anamneză cu fiecare pacient în parte, cu fiecare om care are întrebări, este foarte important să luați în considerare și vârsta, să luați în considerare și aceste patologii pe asociate. Care le aveți, dacă există, și bine ar fi să nu le aveți, și este bine să nu stați. La momentul când apare febra, la momentul în care apar frisoanele, la momentul în care, dacă aveți un aparat de măsurat oxigenul, atunci este bine să vi-l măsurați, dar înainte de aceste măsuri, băbește așa când apar simptomele de
răceală, că ele se confundă, înțeleg, sunt foarte apropiate. Da, da. Dar apropo, nu cumva acest COVID-19 a diminuat numărul gripelor sezoniere? Ba da, n-am mai avut gripe, cel puțin de când avem COVID, eu n-am mai văzut gripă sezonieră. Da, da. Ce să însemne asta? Nu știu. A fost atât de șmecher COVID că l-am vins pe gripă. Da, adică și-a văzut de, da, treabă gripa, da, sezonieră. Da. S-au făcut foarte multe comparații. Era la fel, da, de dură, la fel de mulți oameni pierdeau lupta? Nu, nu. Și nu așa tineri și nu așa... Gradul de răspândire nu era așa mare. În cazul gripelor sezoniere. Deci, vaccinul de gripă sezonieră, dacă a fost aplicat cu vaccinul COVID, mai așteptăm? 4 săptămâni, cam 4 așa. Săptămâni între ele. Așa, cel puțin zic pe cel, pe chestionar de triaj. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Mă numesc Mariana Musață din Petroșani. Aș avea și o întrebare pentru doamna doctor Ciubulea. Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Eu am și diabet de 2 ani și am mai multe boli. Cu inima, cu picatul, am și cu colonul. Și aș avea o întrebare pentru vaccinul ăsta. Ne trecut pe listă. Eu iau anticoagulante pentru inimă. Cam o valvă care nu se oxigenează bine la inimă. Doamna doctor Radu, când la dânsa umblu, și mi-a dat și anticoagulante. Iau pentru Detralex, pentru... Ce anticoagulant luați? Aspenter, Detralex și Bisoten. Ultimul, cum ați spus? Pentofilină. Nu e niciun anticoagulant din astea trei. Nu? Și pot să fac vaccinul. Da. Dacă luați Sintrom, Trombostop, Xarelto, Pradaxa, Elikis, astea sunt, da, anticoagulante. Da. Nu, eu ăștia de cineva mi-a spus că ăsta, Pentofilina și Detralex sunt anticoagulante. Nu sunt. Și Aspenterul. Nu, nu, nu. Aspenterul e antiagregat. Nu, nu, nu. Nu puteți face liniștită. Și cei care iau anticoagulante, care nu sunt dependente de vitamina K, nu au nicio treabă. Cei care sunt dependente de vitamina K ar putea să-și facă un INR înainte să vină la vaccin și vaccinul se face, dar cu un ac mai subțire, ca să nu provoace acolo hematom. La dumneavoastră nu e cazul, dar spuneam pentru cei de acasă care sunt în cazul respectiv. Oricum, eu vă mulțumesc mult de tot. La revedere. Ne aveți pentru ce. La revedere. Mulțumim pentru telefon. Așadar, foarte important de precizat că multă lume, informându-se din surse nu tocmai oficiale, ia Aspenter. Deci nu este un anticoagulant. Aspenter nu e anticoagulant, nu. Nu, deci clasa anticoagulantelor sunt cele non-vitamina K, care sunt mai nou apărute, cum v-am spus, Xarelto, Elikis, Pradaxa. Și sunt cele clasice, cele Sintromul și Trombostopul. Le găsim în farmacii. Da, dar astea nu se iau de capul nostru. Aici trebuie inițial lunar și odată la 3 luni făcut un INR care trebuie să fie între 2 și 3 și ne ajustăm doza în funcție de medicament pe care îl luăm, în funcție de valoarea INR-ului. Deci asta nu le luăm de capul nostru. Atenție mare, deci nu le luăm de capul nostru. Aspenterul mai putem lua de capul nostru. Da. Deci Aspenterul nu este anticoagulant, repet. Și ajută în... E antiagregant, da. Adică post-COVID. Eu la pacienți le dau, dar nu Aspenter, le-am dat Tromboas, că e de 100 de miligrame, e o doză un pic mai mare. O doză un pic ca și mai mare, antiagregant. Și atunci o putem lua. Cam asta a fost totul pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la această discuție. Sigur, departe de mine gândul că am fi reușit noi să lămurim toate cele nelămurite. E decizia fiecăruia și este foarte important să cântărim când e vorba de sănătatea noastră. Să nu luăm deciziile ca a spus vecina sau Marian de la etajul 2 sau Adina de la etajul 6 sau Florin de la etajul 1 sau Gabriela de la parter. Deci e foarte important să ne informăm, doamnelor și domnilor, de la specialiști. Mulțumesc că ați venit. Mult succes în tot ceea ce faceți mulțumesc acolo. Mulțumesc asemenea și stați sănătoși.
Doamne ajută, vă mulțumesc pentru participare. Urmează știrile Mondo TV într-un format nou. Colega mea, Adina Risipitu, se întoarce la pupitrul celui mai urmărit jurnal de știri din Valea Jiului. Dacă până acum a fost o perioadă de juniorat, așa, între ale prezentării la nivelul Văii Jiului, seniorii să-și facă treabă. Mulțumesc că ați venit. Asta a fost totul. Doamne ajută! Ne întâlnim mâine. Invitatul meu va fi un om care a trecut prin COVID-19. Îl voi întreba. Este vorba de administratorul public al județului Hunedoara, domnul Costel Avram. Să vedeți mâine emisiunea.